Este o hotărâre care a fost scoasă și este o hotărâre care acordă sprijin Ucrainei prin donarea a 11 ambulanțe de urgență și de transport din rezervă serviciilor de ambulanță și a serviciului mobil de urgență reanimare și descarcerare. Din păcate nu putem da ambulanțe noi pentru că toate sunt pe fonduri europene, nu pot fi donate și n-au trecut încă 5 ani. Din cauza asta dăm ambulanțe care sunt ceva mai vechi, dar ne asigurăm că aceste ambulanțe să fie operaționale, funcționale, împreună cu toate echipamentele din dotare. Este o solicitare care s-a primit și din partea Ucrainei de a asigura astfel de mijloace pentru a putea să transporte pacienți răniți și așa mai departe, lucru care România răspunde pentru el cu această donație de mare importanță.